Bună, dragii mei scorpioni, aceasta este talarea pentru luna decembrie, pentru sfârșitul acesta de an. Sper că sunteți bine, sper că vă bucurați, poate că se termină acest an și că îl terminați cu bine. Și da, hai să vedem, urările mai târziu pentru etalările astea, că știu că vă interesează ce urmează, cum va fi. Evident, astea sunt etalări generale, sunt chestii. Nu știu, luați tarotul ca pe, eu așa-l văd, ca pe un lucru, ca pe o practică mai mult artistică, da? Care să vă ofere un optimism, măcar așa, măcar puțin optimism, contează. Iar pentru voi am simțit să folosesc în premieră niște cărți de tarot, un pachet nou de cărți de tarot, nu l-am mai folosit la celelalte. Și am simțit să-l folosesc la voi. Deci e în premieră pentru voi, în exclusivitate. Și, da, are de-a face cu Egiptul antic. Cu Egiptul, în mod special. Deci poate că în această lună o să folosiți ceva nou, o să folosiți ceva pentru prima dată, nu știu, e ceva care e ideea de noutate. Și avem așa. Este regele de cupe, acesta. Avem o rege de cupe, zodiile voastre, zodia voastră. Inclusiv, deci, rac, pești sau un alt scorpion, da? E o figură masculină, în mod special. Hai să mai luăm niște cărți. Asul de spade. Asul de spade. Frumos. Persoana asta nouă vă întâmpină cu ceva, cu o comunicare, cu un soi de, uite, alt rege. Regele de bâte. Mulți bărbați în această perioadă. Aveți de-a face cu doi bărbați foarte puternici, dar foarte diferiți. Apă și foc, da, regele de bâte. Bărbați diferiți aici. Ce mai simt să iau? Asta este valetul de cupe. Sau pajul de cupe, de fapt. Cred că e mai mult pajul de cupe. Așa, avem și 10 de cupe. Mamă, câte cupe aveți voi aici. Câtă emoție, câtă emoție, câtă emoție. Incredibil. Cred că vă vedeți și cu cineva îndepărtat, cu o rudă îndepărtat, cu un bărbat, în mod special, cineva. Ia uite cine e, ce e aici, steaua. Aici e un vărsător. Da, un vărsător. La baza pachetului 2 de cupe, nici nu mă miră, foarte multă apă la voi, foarte multe emoții, emoții, foarte multe, 6 de monede, foarte multe persoane care comunică, se văd, se întâlnesc, persoane de foarte multe tipologii, categorii sociale și așa mai departe, sunteți foarte căutați. Căutat, sunteți foarte căutat, sunteți foarte înconjurat de oameni și de povești, foarte multe povești, foarte multă comunicare, dar așa, peste tot, pe unde mergeți, se comunică foarte mult, parcă lumea nu se mai oprește așa din vorbit, dar sunt foarte diferite persoanele între ele, așa simt, foarte diferite. Regele ăsta de cupe, 10 de cupe. E o maturitate emoțională, da? Hai să o luăm așa. Maturitate emoțională, foarte multă maturitate emoțională care ajută ca familia să fie foarte bine închegată. Cred că voi sunteți că e energia voastră aici. Reușiți să aduceți oamenii dragi împreună și poate la masa de Crăciun. Și cu asul de spade e aici cineva care știe să comunice cu foarte multă empatie. În așa fel încât să aducă persoanele împreună, mai ales văd aici familii, văd aici copii, văd neam extins, așa, rude îndepărtate și foarte diferite. E ca și cum cineva aduce. Da, foarte frumos. E ca și cum cineva aduce ce are el mai bun. Da, veți întâlni persoane în această lună care să aducă ce au ei mai bun către voi. Și am văzut foarte mulți de 44 la voi și când până să facă talarea, așa cum am văzut un 44, deci 4-4-4.
Multă stabilitate, cămin, patru e casa, e căminul. Și de aceea zic, cred că și patru persoane, aveți de face mult special cu patru persoane în această lună. Fiecare persoană cu care aveți de-a face în această lună, în această perioadă, persoane mai apropiate vouă totuși, ca să mai excludem așa din cercul acesta, o să încerce să aducă la masa de Crăciun, în familia voastră, să aducă tot ce au ei mai bun, să aducă în mod special o inimă curată. Și asta e ce e cel mai important, să aducă o inimă curată. Iar cu steaua văd asta, curățare. E cineva cel care s-a schimbat. Acest rege de bâte, pentru că sub el este steaua și nu prea mă așteptam așa, regele de bâte cu steaua mai greu. Deci e cineva care neapărat că poate s-a schimbat, e cineva care s-a vindecat, chiar și fizic de ceva, deci voi aveți de-a face cu aceste persoane, voi în această lună sunteți mai genul ăla de persoană protectivă, voi deja oricum sunteți așa foarte protectivi, dar o să fiți protectivi și o să simt că o să stați așa mai mult. Și o să vă uitați la oamenii din jurul vostru, așa o să fiți în această lună. Voi o să stați mai mult și o să vă uitați la oamenii din jurul vostru care aveți de-a face în această perioadă. Probabil chiar o să-i și analizați, nu o să-i judecați, eu sper să nu-i judecați, ci să-i analizați foarte mult, să-i analizați, să-i vedeți cum sunt, cum se comportă. Dar doar așa din prisma asta de a vrea să vadă, na, această persoană vrea să vadă ce oameni are lângă ea, cum sunt ei de fapt. Și așa o să vă văd pe voi, așa vă văd pe voi și vă vin și niște idei, vă vine o idee acolo cu asul de spade. Și persoana asta pe care voi o chemați e cineva foarte diferit. Cred că e și cineva care vă provoacă foarte mult, pentru că îl simt așa pe regele ăsta de bâte foarte, că vă provoacă așa foarte mult, vă pune așa la încercare, dar nu într-un mod negativ, ci din contră. Vă testează puțin, poate, nu știu, cât de diferit, cât de nonconformiști sunteți, cât de, nu știu, cât de vindecați sunteți. Sau, din contră, ei sunt cei care s-au vindecat. Ei sunt cei care și-au făcut vindecarea, au început să se vindece, chiar și emoțional, spiritual, de ce nu? Dar, în mod special, fizic, e ceva aici, fizic. Cineva s-a vindecat. Și voi o să vă întâlniți cu această persoană, o să o, chiar cred că voi o să o contactați. Dar regele de bâte, deci leu, săgetător, berbec și avem și steaua, deci vărsător. Interesant, nu? E o poveste. Îmi place să fac povești. Așa, avem protecție. Exact ce ziceam, că sunteți foarte protectiv. Țineți foarte mult, în mod special la un copil, un tânăr. Avem aici aventuri. Așa. Și să mai vedem ce cărți mai pică pentru voi. Și avem aici calmitate, liniște, pe regele de bâte. E cineva care s-a schimbat, am zis bine. Regele de bâte și liniște, hai să fim serioși. Deci cineva care înainte, în trecut, era foarte gălăgios, foarte lăudăros și acum este foarte, foarte schimbat. La 180 de grade, aș putea să spun. E o persoană foarte calmă. Voi, cred că îl și inspirați pe acest personaj, pe această persoană să devină mai calmă, să devină mai în legătură cu emoțiile sale, într-o conexiune mai strânsă cu emoțiile sale, cu căldura sa, cu, nu știu, hai să vedem ce mai aici, trust, da? Vi se schimbă încrederea față de o persoană. Și avem și adevăr. Datorită unui adevăr, avem și leadership, ideea de conducere. Foarte mult albastru, deci culoarea voastră în această lună este un albastru închis sau albastru în general, nu știu, toate nuanțele de albastru. Așa. Frumos. Frumos, frumos. Hai să mai luăm niște cărți. Deci e cineva care se schimbă. Devine nou, că tot a zis ideea de noutate. Apare ideea asta de noutate aici. Cineva devine complet diferit, nou. Cineva se reîmprospătează, se își dă așa un refresh, un restart. E o persoană cu care aveți de-a face. Poate sunteți chiar voi, da? Eu simt că mi-am o persoană cu care aveți de-a face. Avem și Marele Preot, da? E ceva sfânt aici, dar are legătură și cu Crăciunul. Poate să fie vorba și despre un taur.
tradiții, familia, uite, avem aici putere, din nou ideea de protecție, de putere, sunteți foarte puternic în această lună, vă simt foarte stăpân pe voi, foarte sigur pe voi, la voi asta este energia. E mai mult cu cine aveți voi de-a face în această lună decât ce veți face voi, pentru că voi oricum știți ce o să faceți, știți ce aveți de făcut. Și nebunul. Și ea, uite, a sub de spade din nou. Cineva vine cu o idee foarte îndrăzneață, un cavaler de bâte, e aici un copil, un adolescent, cineva mai mic decât voi cu care aveți de-a face, tot apare, deci poate e un personaj important, nu știu care este treaba neapărat cu voi, voi știți mai bine despre ce este vorba, dar e aici așa un personaj care mai apare pe lângă voi, dar nu simt neapărat că... Nu știu, face ceva anume, o altă persoană pe care voi așa o protejați. Și asul de spade și nebunul. Da, e cineva care vă oferă foarte multă, vă provoacă foarte mult regele ăsta de bătăi, cineva care o să vă provoace foarte mult în această lună. Poate e și o oportunitate, o chestie, o situație, dar eu vreau să zic o persoană pentru că regele de bătăi e clar o persoană. Și mai vreau să iau niște cărți. Așa ca ultime mesaje pentru voi. Transformare, că lucrurile se schimbă la un nivel foarte mare, la un nivel celular, da? Avem aici vindecare foarte mare, da? Profundă. Și din nou ideea asta că cineva stă pe tron, asta este energia voastră, sunteți foarte schimbați, foarte transformați în această lună. Vă simțiți foarte puternici, stați foarte bine acolo unde stați, nu știu, mă atrage foarte mult ideea de tron în această lună, deci voi o să vă simțiți ca la niște regi, ca niște regine în această lună și o să fiți foarte conectați cu emoțiile voastre sau ar trebui. Și avem aici mama stea. Și cum poți să ai mai multă grijă de tine, da? Deci să nu uitați totuși de voi. Și avem din nou, ia uite, Marea Preoteasă. Preoteasă, de fapt. Cum ești chemat să crești, să ieși în față, de fapt să ieși în față și să conduci din nou ideea de leadership. Deci voi în această lună sunteți capul familiei, fie că sunteți femei sau bărbați, voi o să fiți capul familiei sau capul unei situații întregi, să aduceți oamenii împreună, să fie împreună, să fie la masa de Crăciun, să se înțeleagă. De ce nu se înțeleg? De ce nu s-ar înțelege? De ce ar putea să nu se înțeleagă? Trebuie să se înțeleagă, nu știu, adică o să aveți grijă de toate aceste aspecte în această lună. Și ia uite, iarăși o femeie puternică, femeia războinică, de fapt. Dar nu simt să citesc ce scrie acolo, pentru că nu simt că este mesajul vostru. Dar din nou ideea de femeie puternică, care reușește face ce are de făcut. Deci la voi asta este etalarea mai mult, are de face cu alți oameni. Cineva se schimbă, cineva e nou, e complet nou sau aduce ceva nou în relația voastră, în relațiile voastre. Simt că mai mult, sunt mai multe legături aici, nu simt neapărat relația de iubire, simt mai multe legături de mai multe tipuri, de neam, de prietenie, colegialitate, etc. Și oricum ar fi, voi sunteți în poziția aceasta de conducător foarte ferm și foarte... matur emoțional sau ar trebui să fiți. Deci dacă nu sunteți, ar trebui să fiți în această poziție că v-ar ajuta foarte mult și foarte multe persoane ar beneficia de pe urma acestei energii pe care voi ați avea-o. Ca zodia am zis, în mod special berbec leu săgetător, deci leu, clar, taur, și cam atât. Șasul de spade, să zicem gemeni și balanță. Ah, și vărsător, vărsător, clar, vărsător, clar. Și numere 1, 44, 4, 8, 8 decembrie, 11 decembrie, 10 decembrie, 15 decembrie, 5 și culoare, am zis, un albastru de orice fel, toate nuanțele de albastru.
culori norocoase, culoare norocoasă. Cam atât pentru voi, dragii mei, vă mulțumesc că v-ați uitat, vă doresc un an extraordinar, o lună superbă, așa cum vă doriți voi. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine de-a lungul acestui an, că v-ați uitat, că mi-ați apreciat munca într-un fel sau altul. Și, da, sunt recunoscătoare și vă apreciez foarte mult pentru acest lucru. Pentru mine înseamnă foarte mult că am aici așa, ca o comunitate frumoasă. Și vă apreciez pe toți, pe fiecare în parte. Vă mulțumesc și ne vedem în curând, evident, la următoarele etalări.